Catedrala patriarhală, ocrotită de Sfinții Împărați Constantin și mama sa Elena, este un simbol al creștinătății din țara noastră și pentru faptul că patronii spirituale ai emblematicului lăcaș de cult sunt cei datorită cărora de peste 1700 de ani creștinii își pot manifesta liber credința. În această seară, în deschiderea programului liturgic dedicat hramului istoric al Catedralei de pe Colina Bucuriei, Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român din Ungaria, a săvârșit slujba privegherii și s-a rugat împreună cu credincioșii bucureșteni care și-au dăruit o parte din timpul lor liber Sfinților Împărați. Mare bucurie ne-a rândit nouă Bunul Dumnezeu la prăjnirea de peste an a Sfinților Împărați Constantin și Elena, de care se bucură creștinismul întreg, pentru că prin edictul de toleranță de la Mediolanul din anul 313, iată că și creștinismului s-a dat libertate de manifestare, astfel încât a putut să fie egală cu celelalte religii din Imperiul Roman, iar creștinii au avut libertatea de a se manifesta și de a se dezvolta. Și într-adevăr, Constantin cel Mare a avut o intuiție extraordinară, pentru că el și-a dat seama că creștinii nu sunt nici pe departe producători de nenorociri, așa cum se gândea Nero sau alți împărați prigonitori, ci dimpotrivă cei care oferă unitate, stabilitate și măreție Imperiului Roman, pentru că de la aceștia au rămas atâtea monumente, opere de artă și sfinți care s-au rugat neîncetat lui Dumnezeu pentru a întări această relație între Dumnezeu și om, care este contestată astăzi, din păcate, dar de către sfinți a fost mult apreciată. Și bineînțeles, atâtea opere de artă, atâtea locașuri creștine la Roma, în Ierusalim, în locul unde împărăteasa Elena a descoperit lemnul Sfintei Cruci, unde era un templu păgân, deasupra lui s-a înălțat o biserică creștină care dă ine până ziua de astăzi și în care Sfânta Lumină vine ca semn și mărturie a învierii Mântuitorului până în zilele noastre. Și bineînțeles, iată și aici această catedrală patriarhală, care de 300 de ani poartă numele acestor sfinți împărați, ca și multe alte biserici din Oltenia, pentru că el a fost și un apărător și un protector al dacoromanilor. Provenind din localitatea Niș și fiind apropiat de noi, iată, Dumnezeu i-a rânduit să ajungă un împărat creștin, să schimbe fața lumii și a Imperiului, să arate un Imperiu creștin și o perioadă importantă pentru lume și pentru creștini, și de aceea suntem recunoscători. Făcând parte din Sinodul Mitropolitan, acesta al Mitropoliei Muntenii și Dobrogei, și noi am fost invitați la această sărbătoare, la fel ca și Episcopia Daciei Felix, pentru că de mai mulți ani cele două eparhii au trecut în jurisdicția directă a Prefectului Părinte Patriarh Daniel și aparțin de această mitropolie, astfel încât și noi, și anul acesta, am fost invitați să fim părtași la bucuria de peste an a Catedralei Istorice Patriarhale din București. Mâine, de hramul istoric al Catedralei Patriarhale, Sfânta Liturghie va fi oficiată la altarul de vară de pe Colina Bucuriei de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, împreună cu ierarhi membri ai Sinodului Mitropolitan al Munteniei și Dobrogei.